Aflăm acum ce înseamnă gonartroza și ce putem face dacă suferim de această afecțiune. Ana Maria Florescu ne ajută. Bine ai revenit, îți mulțumesc tare mult. Bine v-am găsit. Vorbim acum despre o afecțiune a genunchiului. Ce înseamnă ea mai exact? Gonartroza este o afecțiune degenerativă a genunchiului, o boală reumatică care apare ca urmare a unei supra-solicitări a articulației și asta înseamnă că articulația și cartilajul articular, de fapt, va fi mai puțin elastic și mai puțin rezistent. Unde apare mai des? Apare mai des la vârstnici, deci după 55 de ani, mai predomină la femei 3 la 1 cu bărbații și mai ales după menopauză. Tocmai pentru că vorbim despre o scădere a calciului, acele probleme pe care femeile trebuie să le ia în calcul odată cu intrarea la menopauză. Ar trebui să le ia în calcul mai devreme puțin, cam de la 35 de ani, 35-40 de ani, ar trebui să ia în calcul ce știu că urmează să se întâmple, pentru că organismul trebuie ușor pregătit pentru modificările serioase la care este supus odată cu menopauza. Exact. Și ce facem? Care sunt obiceiurile pe care ar trebui să le deprindem? Păi, în primul rând, mișcarea, de care vă tot povestesc eu de câte ori vin la voi. Mișcare în mod regulat, protecție în sensul de a evita să cad greutăți, purtarea tocurilor, vorbim noi două, dar... Da. Cine vorbește? Purtarea tocurilor cu limită și cu grijă, pregătirea masei musculare pentru tot efortul la care e supus. Aha. Avem destul de multe lucruri de făcut, dar cred că dacă le învățăm din anii tinereții, vorba vine, e ceva perfect normal. Corect. Ne uităm peste granițele noastre și vedem că avem femei de 50, 60, 70, 80 de ani chiar, care arată și se simt foarte bine. Pentru că au un ritm de viață, pentru că au tot sistemul de viață este diferit și au grijă de tot ce urmează să se întâmple. Revenim la afecțiunea noastră, la gonartroză. Care sunt factorii care favorizează apariția ei? Principala problemă este obezitatea, creșterea în greutate, care ar însemna o presiune mai mare pe articulații și o încărcare mai mare la fiecare pas. Ea se asociază, gonartroza, în proporție de 60% cu obezitatea. Pe locul 2, ca și asociere, sunt tulburările de întoarcere venoasă, varicele. În 40% din cazurile de gonartroză avem și varice. În afară de asta sunt modificările provocate de patologie ale genunchiului, de menisc sau de ligament încrucișat. Mai avem tulburările datorate dezalinierii, faptul că avem de la naștere sau din creștere o poziție a genunchilor genuvarum, adică mai crăcănat, sau genuvalgum, adică picioare în X. Da, exact. Presiunea nu va mai veni la locul la care era proiectat să vină și atunci apar aceste probleme ale cartilajului. Traumatisme ale genunchilor iarăși ar putea să ridice o problemă și să se transforme într-o artroză. Vreau să ne oprim asupra obezității, pentru că se pare că, culmea, în România această afecțiune este tot mai des întâlnită. Degeaba ne tot uităm noi la americani, ne uităm peste ocean și vedem că, deși de la ei vine conceptul de fast food, de junk food, noi l-am îmbrățișat foarte bine. Și numai asta, e lipsa de mișcare și faptul că, spre deosebire de celelalte vremuri în care aveam unde să ne mișcăm, când să ne mișcăm și eram și obligați să facem, acum evităm să mergem două stații de autobuz pe jos, evităm să urcăm scările, evităm să facem un milion foarte de lucruri pe care le putem face ușor și organismul cu siguranță ne permite. Și apropo de aspectul genunchiului, cineva îmi spunea că vedem cât suntem de sănătoși uitându-ne la genunchi, nu doar cu ochiul liber, ci printr-o analiză specializată. Așa este. Așa că haideți să vedem ce putem face în a trata sau măcar în a menține această afecțiune niște parametri normali sau cât de cât purtabil, vorba vine. Gonartroza este cea mai frecventă artroză și este ca urmare a acestei supra-solicitări. Ca să o evităm, efectiv trebuie să avem grijă de masa noastră musculară, de circulație, de mobilitate și de stabilitatea genunchiului. Dacă o avem deja și dacă deja a apărut gonartroza și este diagnosticată de un specialist, atunci cel mai important lucru este să combatem atât simptomatologia, care este semnificativă, și durerea de genunchi în gonartroză este serioasă, cât și cauzele care ne duc acolo. Exact. Să cărăm mai puține greutăți, să slăbim, să evităm să purtăm tocuri, să evităm să stăm mult în picioare. Și vreau să trag un semnal de alarmă: în gonartroză, plimbarea nu este un lucru bun. Așa, intră la categoria profilaxie secundară. Da.
Exact. Acum eu sunt convinsă că foarte mulți români suferă de această afecțiune. Așa este. Și nu se tratează. Așa este. Pentru că ne gândim, a, este un efect al bătrâneții, am reumatism, și mama mea a avut, și bunica mea, și așa îmi luăm tot neamul la rând și ne găsim o motivație că, uite, de asta sufăr și eu. Când, de fapt, iată că există ceva ce se poate nu neapărat trata, dar măcar menține în cote normale. Da, și să nu lași patologia să avanseze. Exact. Simptomatologia, odată tratată, îți permite și să ai o viață mai bună. Exact. Și să-ți urmezi un anumit program, un program care să includă kinetoterapie, gimnastică medicală, care să includă fizioterapie, pentru că e care nevoie. Care ar fi obiectivele tale într-un astfel de tratament? În primul rând să cresc stabilitatea articulației, să cresc mobilitatea, să scad durerea, să cresc tonusul musculaturii, în special a mușchiului quadriceps, okay, dar și musculatura gambelor, e foarte important, să asigur o circulație bună a sângelui și să stabilesc o coordonare și un echilibru mai bun. Ei, știu că ești un om foarte dur atunci când vine vorba despre fiecare om în parte cum își acordă atenție sănătății. Dur, nu sunt criticată de multe ori. Sunt fermă, nu sunt dură. Ba, așa, mai bine spus. Din punctul tău de vedere, crezi că vin la timp pacienții tăi în a spune, uite, domnule, am o problemă la genunchi, nu știu cum se numește, cu ce se mănâncă, dar nu mai pot de durere. Și tu să spui, dar până acum nu te-ai gândit că te doare? Până acum nu ai simțit durerea de venit în ultimul hal, vorba bine, în ultima stare? Nu vin foarte mulți în ultimul stadiu. Nu. Durerile te fac să înțelegi că ceva e în regulă și nu sunt mulți, dar o parte din pacienții vin foarte târziu. O parte din pacienții care, fie din cauza lipsei de informații, fie exact, pur și simplu din comoditate, sau că n-au timp, sau că n-au bani, sau putem găsi un milion de motive. Dar una peste alta, afecțiunea în sine te poate duce să ai mai puțin timp, mai puțin bani, exact, pentru că există un cost al bolii în sine. Așa e, nu mai ai aceeași mobilitate ca până... Mobilitate, stabilitate, tonus, energie. Și așa, cu dureri și cu nopți nedormite din cauza durerilor, nu poate să... Da, uite, te întreb sincer acum că suntem la început de an și e bine să ne facem un plan de atac, da? Să vedem dacă avem niște obiective de atins. Vreau să învățăm în acest an să punem pe prim loc sănătatea, să punem pe prim loc prevenția. În acest spațiu românesc, în care condiția economică, condiția socială lasă ambele de îndoială loc, cum învățăm sau cum reușim să ne prioritizăm activitățile în așa fel încât sănătatea să fie principala preocupare? În primul rând trebuie să descoperim unde anume avem probleme, să diagnosticăm foarte bine orice afecțiune și în momentul în care deja am aflat că o avem, să o tratăm cu maximul de seriozitate, fără comoditate, chiar dacă simptomatologia a dispărut și dacă nu mă doare, dar știu că am o problemă, trebuie să mă protejez. Uh-huh. Când vorbim de gonartroză, asta ar însemna să mă asigur de la începutul anului un plan de bătaie, cum că odată la 6 luni îmi fac programul de fizioterapie. Dacă am deja gonartroză, e foarte important ca odată la 6 luni să am un program, chiar dacă n-am dureri, chiar dacă am o stabilitate bună, chiar dacă am un tonus bun, trebuie să am grijă de aceste aspecte. Dimineața când pornim la drum, când ne dăm jos din pat, cei care suferă de această afecțiune... Înainte să ne dăm jos din pat. Înainte să ne dăm jos din pat. Ce facem? Așa. Facem încălzire. Ce înseamnă încălzire? Facem câteva mișcări care ar presupune o flexie și o extensie a genunchiului, adică aducem genunchiul la piept, uh-huh, facem un ușor balans cu genunchii îndoiți, ridicăm vârfurile și le coborâm. Efectiv, o metodă de a aduce mai mult sânge în mușchi. Sunt câteva exerciții foarte simple. Noi putem învăța pe cei care au aceste probleme. Câteva exerciții care efectiv îți schimbă cel puțin prima parte a zilei, pentru că nu mai e dureri. Și venim în sprijinul acestui concept cu PhysioLife Medica. Te ții de cuvânt, dacă anul sigur trecut veneam cu un premiu sănătos, anul acesta la fel. Venim cu 2 premii, 5 la număr, dar sunt 2 enumerații acum, 3 premii, câte un abonament complet de 10 ședințe de gimnastică de întreținere asistată de specialist și 2 premii, câte un pachet cu 3 ședințe de masaj general, fiecare în valoare de 207 RON. Ce aveți de făcut? Rețineți cuvântul cheie al ediției și îl trimiteți pe pagina de Facebook sau pe adresa de e-mail afișate acum pe micul ecran. Îți mulțumesc tare mult pentru acest cadou, să zicem așa. Cu mențiune, și un consult de specialitate gratuit. La fiecare că e foarte important acest consult pe care nu-l facem
deloc, nici în prevenție, nici în tratament, doar atunci, în ultima clipă. E gratuit în aceste pachete și eu îi aștept. Să fim liniștiți, da, e gratuit. Ceea ce trebuie să faceți doar să trimiteți cuvântul cheie. Vreau să ne adresez un mesaj, te rog tare mult, să ne adresez un mesaj acum la început de an. Acum, unul dur, da, dar tot am ceva cu duritatea fermă, da? Vă doresc să aveți un an bun, plin de bucurii, de fericire, un an cu sănătate. Și eu sunt aici să vă susțin. Îți mulțumim tare mult și noi suntem alături de tine. Asemenea, îți dorim și să ne revedem cu bine peste câteva luni de zile. Să aveți un an bun, un an minunat. Mulțumim tare mult, la fel și ție, dragii mei, mergem mai departe cu Dr. H.